Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Pentru că mâine suntem într-o zi de 13, care pe mulți înfioară, după cum bine știm, ne-am gândit să ne pregătim din timp, să alungăm orice urmă de ghinion. Unde pui că vin Oscarurile, așa că alegerea invitațiilor pentru începutul nostru împreună a fost foarte complicat. Dar ce ne-a ieșit, după ce ne-am gândit bine, să iau alături de mine pe Mălina Vasiloae și soțul ei, medicul Alin Gabor. Bine ați venit! Bună dimineața! Bine te-am găsit! Ne-am văzut vreodată în formula asta, de trei? Ne-am mai văzut, de trei, de... nu. Așa. Nu, asta a fost prima formulă. De trei, serios? Mă gândeam că îl iei în calcul și pe bebe, că, așa. Am mai fost odată la bebe era burtică, mi-aduc aminte asta. Mi-aduc eram aminte. La începutul relației, da, când te-am vizitat prima dată împreună. Deci știați unul de celălalt și mie nu mi-ați spus, bine, facem așa. O să te întreb pe tine, Olina, cum știi tu că a făcut soțul tău trecerea de la fotbalul de performanță la medicina de performanță? Știu că a urmat sfatul tatălui, care e celebrul Romulus Gabor, un mare fotbalist al României care a scris istorie în fotbalul din România și i-a spus, dacă crezi că nu poți excela în ceva și în anume fotbal, alege un domeniu în care poți fi cel mai bun. Și atunci Alin s-a reorientat și luptă. A devenit unul dintre cei mai mari somatologi din România, așa tânăr. Tind spre asta, îmi doresc asta, doresc să fac performanță, cum a făcut și tatăl meu, măcar în domeniul acesta, să ajung la jumătate din performanța lui. Dar e drum lung până acolo. Da, ai cam parcurs o mare bucată din el, pentru că soția ta e atât de mândră și de cărțile pe care le scrii și de cursurile pe care le ții și de toate lucrurile pe care le faci. Acum, să nu uităm că azi e o zi foarte mare pentru voi. Astăzi se împlinește un an din momentul în care ați făcut cununia civilă. Da, din momentul în care am făcut cununia civilă și am aflat sexul bebelușului. În aceeași zi. Și baby reveal-ul. Da. Și n-ai făcut infarct. N-am făcut. Adică două într-o zi. Aveam așa o presimțire. Mă bucur că a fost într-adevăr o surpriză, adică noi chiar nu știam în momentul respectiv. Sora ta știa, nu? Sora mea s-a ocupat de organizare. Și am trăit niște momente intense anul trecut pe vremea asta. De fiecare dată când revăd acele imagini mă ia cu fiori și emoțiile de atunci sunt de nedescris. Ziana are deja 7 luni, mai are un pic să ce la școală, se descurcă singur. Să știi. Da. Nici nu știu când a trecut timpul. Ne bucurăm de fiecare etapă pe care o descoperim împreună. Am început diversificarea, suntem foarte bucuroși că... Și la ce reacționăm? Ce ne place, ce nu ne place? Să ne întreb pe domnul doctor. Eu sunt puțin mai speriat. Probabil că știu și prea multă medicină și atunci cumva încerc să fiu mai precaut. Nu-i dau o alergie, nu știu ce. Că o caut pe internet, nu-i prea bine, dar... Da, un doctor Google. Doctor Google. Nu, încerc cumva să caut să nu se întâmple ceva. Mai precaut, pun rău în față. Și e bine că-s la lucru în perioada respectivă și nu știu, îmi zice seara, i-am dat-o astăzi. Ha, ha, ha. Da. Până la urmă, voi v-ați cunoscut într-un club unde tu ai ajuns la complet întâmplător, nu? Complet întâmplător, nu trebuia să ajung nici eu în seara respectivă acolo și nici Alin. Da. Wow. Amândoi am fost forțați așa de împrejurim și de anturaj, luați cu japca pe sus. Și uite că întâmplarea face că el stătea la masa vecină de lângă mine și ne-am încrucișat privirile și a fost suficient să nu ne mai luăm ochii unul de la celălalt. Eu aveam ochelari de soare, tu uitai mai mult. Da, club ochelari de soare. Era pe zi, era club de vară. Era pe zi. Și nu voiam să mă vadă când mă uit la ea. Aha. Și te uitai așa cumva, fără să întorci capul. Exact. De unde? Că eu îl vedeam, știi cum sunt femeile, simt când un bărbat se uită sau au un interes față de ele. Problema era că nu, el mă știa așa din vedere de pe Instagram, dar nu mai știa cum mă cheamă, înțelegi? Era o mare problemă. Mm-hmm. Și tot scrolla acolo în telefon, mă căuta pe Instagram și eu chiar ziceam, uite că el are alte preocupări. Și tu disperat să căutam, cauți pe ea. Dădeam, nu mai știam un nume, nu mai știam nimic, dar am avut succes până la urmă. Dar ai dat vreo fatală, vreo replică din asta? Nici nu mai știu ce am vorbit atunci. Doar, poate ți-aduci tu aminte. Să știi că mi-a zis din aproape primele minute că o să fiu nevasta lui și că el nu mai îmi dă drumul. Ok, și tu ce ai gândit în clipa aia? Să știi că prima dată am zis, mamă, ești cu ăsta cu mangla leare. Dar nu m-a trădat ceea ce am simțit și eu pentru el. Și chimia noastră din momentul ăla a fost mult prea puternică să mai pun în față orice altceva.
Da, încerc să-mi închipui cum ar fi. Să știi că a fost, chiar a fost o secvență care poate fi așa, dintr-un film ruptă. Chiar a fost frumos. Da, a fost foarte ciudat cum ne-am simțit unul pe celălalt. Stăteam îmbrățișați, nu uitam artificii, nu știam ce se întâmplă. Dar a doua zi nu mai știa cum o cheamă. Era un tumult în jurul nostru și o agitație, da. Și o gălăgie. Și toată lumea era pe bituri dintre alea, da, din vară, da, da. Și noi eram, eram îmbrățișați și ne legănam așa, da. Adică cine ne vedea era total rupt din context și de tot ce se întâmpla acolo. Nașa voastră, Nicole Sherry, e foarte tânără, mă rog. Da, cum da, o să vă fie părinte spiritual o viață, nu știu. Dar noi avem imagini de la botez. Cine au fost nașii lui Zian? Ei au fost Nicol și Florin. Așa. Am făcut alegerea asta cu sufletul. Nicol a fost una din primele persoane care afla că sunt însărcinată și de atunci i-am făcut promisiunea asta că va fi o mamă spirituală pentru Zian. Mai ales că ea iubește atât de mult copiii și cumva și faptul că suntem amândouă cam de aceeași vârstă, am zis că copilărim și creștem împreună. Tu ești cam ardelean, ei cam moldovean. Da. Da. Unde devine treaba? Adică devine unde... și devine, treabă, nu? Da. Adică... Mai există clinciuri, pentru că suntem amândoi încăpățânați, amândoi ne dorim să avem dreptate. Ce să zic? Cine? Face parte din farme cu relații. Evident, dar cine dă înapoi în fața unei asemenea frumusețe? Depinde foarte mult. Depinde. Avem momente și momente. Cred că... Da, tehnici de impunere ai? Am? Are. A, ok. E scorpioancă, ce să zic. Wow! Leu, foc. Nu. V-ați găsit, da, adică v-ați căutat până când v-ați găsit. Mai iese câteodată și fum, dar știi cum e. Eu cel puțin am crescut într-o familie în care am văzut și certuri, dar de fiecare dată am văzut și împăcările că au existat și nu am așteptări să fie totul roz. Important e să... Nu... Să comunicăm, să trecem peste. Da. Și mai era o vorbă. Fă greșeli, dar nu o repeta pe aceeași. Că te mulțumesc foarte mult. E una dintre vorbele esențiale din viața mea. Da. Și uite ce chestie că o aud și din altă parte. Vă mulțumesc mult amândurora. Și noi vă mulțumim. Încă o dată la mulți ani. Mulțumim. Fericiți împreună.